Denombrul bătăliei electorală? Cu siguranță a fost și opțiunea partidului. Bine, și eu mi-am dorit acest lucru. Politica este așa un soi de hobby, un hobby foarte serios din punctul meu de vedere. Și să știți că de foarte multe ori s-a pus această întrebare. De ce te bagi într-o confruntare electorală? Să pun întrebarea, bun, dacă nu mergem eu, tu, ceilalți, atunci cine? Nu cred că e bine să lăsăm așa pe mâna oricui și deciziile astea politice. V-ați propus trei lucruri importante. Da. Sunt realizabile? 100% sunt realizabile. Ele se încadrează de altfel în planul USL de redresare a țării după această guvernare dezastroasă. În primul rând, locurile de muncă, și acest lucru a fost solicitat de către locuitorii județului Botoșani și a orașului și a municipiului, pentru că politica USL este axată pe cetățean, are în centru doleanțele și necesitățile lui. Locurile de muncă sunt o problemă foarte serioasă, iar municipalitatea și Consiliul Județean împreună se pot implica pentru atragerea investitorilor, pentru că în sine nici municipalitatea, nici Consiliul Județean nu creează locuri de muncă, dar în schimb pot crea acele facilități pentru a atrage investitorii. Și pomeneam în intervenții mele precedente, eu știu, asigurarea unui parc industrial cu facilități de infrastructură și taxe zero pentru cei care creează locuri de muncă, și ne refeream în special la industria ușoară, care este o tradiție, care are o anumită tradiție la nivelul Botoșanului, și forță de muncă calificată, când ne adresăm în primul rând la ceea ce putem noi oferi ca forță de muncă. Eu știu, atragerea investitorilor pentru exploatarea potențialului agricol a județului, și aici propuneam înființarea așa numitor platforme de producere a biodieselului. Știți că era în discuții un mare investitor să facă o asemenea investiție în zona Dorohoiului, dar se pare că acest lucru nu se mai realizează, dar noi am coroborat această investiție cu o platformă de biodiesel, cu extinderea transportului local, pentru că spuneam într-o intervenție trecută că ceea ce se întâmplă astăzi din punct de vedere al transportului local în Botoșani este departe de așteptările și de necesitățile și de Uniunea Europeană, pentru că tramvaile sunt învechite, mari consumatoare de energie, calitatea serviciului oferit este destul de mică, iar transportul în comun privat realizat prin acele microbuze nu cred că sunt o soluție pentru botoșani. Botoșenii merită mai mult, și acest lucru a fost inspirat din ceea ce au realizat alții. Vorbim de municipiul Cluj, vorbim de Constanța, de București, unde utilizându-se autobuze moderne care au un consum bazat pe consumul de biodiesel, au reușit să rezolve în mare parte problema transportului în comun. Să nu uităm că tramvaiul este limitat de constrângerea extensiei șinei, dar botoșenii sunt peste tot. Toți ar vrea să beneficieze de un transport în comun, chiar și zonele preorășenești ar fi interesate de un transport în comun integrat cu municipiul botoșani. Cred că viziunea Uniunii Sociale Liberale vis-a-vis de acest lucru este foarte serioasă și are mari șanse de reușită la nivelul municipiului Botoșani. Iar al treilea pilon al Alternativei 2012 se referă la un centru medical de excelență, unde, mă rog, în contradicție cu ceea ce face actuala coaliție guvernamentală, care a cărui politic este aceea de a tăia, reduce, desfința, comasa, noi propunem botoșenilor, prin implicarea municipalității și a Consiliului Județean, înființarea unui centru medical de excelență, în care dotarea să fie de ultimă generație. Înseamnă investiții importante, da. Dar cu siguranță pot fi atrași și investitori privați prin parteneriat public-privat. În primul rând, primăria cred că are obligația să pune la dispoziția spațiului corespunzător pentru așa ceva. Dar nu ar putea fi modernizat spitalul județean?
Spitalul județean este altceva. Deci spitalul județean, principala carență a municipiului Botoșani este aceea că nu are un spital municipal în primul și în primul rând. Noi vrem prin această facilitate, care nu neapărat înseamnă paturi de spital, ci eu știu, accesul botoșanilor la servicii medicale și investigații medicale de cea mai înaltă performanță, care nu sunt accesibile la ora actuală în Botoșani, să facă în regim ambulatoriu. Deci ceva de genul acesta gândim. Poate chiar și, eu știu, adunarea medicilor de familie într-o zonă în jurul acestui centru medical de excelență. Pentru că ei au cabinetele în zone periferice, s-au vândut într-adevăr o parte din spații de către primărie, dar eu știu foarte bine care sunt, cum arată cabinetele domnilor doctori și sunt departe de cerințele Uniunii Europene. De fapt, nici nu știu dacă vor putea fi acreditate. Actorul executiv al primăriei are o serie de proiecte care vor fi finalizate anul viitor. Da, suntem obișnuiți. E un handicap pentru candidatul USR? Cu siguranță s-au făcut și lucruri bune la nivelul municipiului, iar atragerea fondurilor europene este un lucru pozitiv. Problema o ridică calitatea acestor lucrări și prețul lor. Pentru că dacă luăm la analiză și vedem costul lucrărilor de asfaltare, vom vedea că ele sunt în medie de 3 ori mai mari decât costul impus de către ministrul Udrea în ministerul lui. Știți că el are niște costuri de referință. Vedem de asemenea calitatea lucrărilor care s-au efectuat pe bulevard, care au rezistat o campanie electorală. Iar acum vedem cu toții cum arată bulevardul și știm cu toții prin ce calvar trecem în fiecare primăvară când el este plin de gropi. Acești bani ar fi putut fi folosiți pentru crearea locurilor de muncă decât să fie aruncat pe bulevard. Pentru că din taxe și impozite s-ar fi putut face ceva mult mai de calitate și nu neapărat prin credite, cum a încercat municipalitatea cu rezultate, din păcate, nu foarte favorabile. Observăm că nici lucrările actuale nu sunt, eu știu, de cea mai înaltă calitate și avem exemplu cel mai concret al stâlpului din mijlocul pistei de bicicletă dinspre Lebăda, în care nepăsarea proiectantului, eu știu, celui care supraveghează lucrarea dirigentului de șantier și a municipalității la urma urmei, este crasă. În mijlocul pistei de bicicletă se găsește un stâlp de lemn care nu cred că n-ar fi putut fi mutat. Dar important e să iasă banul. Deci cam asta e politica pe care a făcut-o primarul Cătălin Fucuțăr. Cu siguranță sunt multe lucruri de schimbat în administrația publică locală. În primul rând, eu știu, a avea în centru administrației cetățeanul, ceea ce nu prea se întâmplă. În ultimii ani, administrația s-a îndepărtat foarte mult de cetățean și se face doar o administrație pentru propriilor buzunare. Acest lucru va înceta odată cu alegerile din 2012, sperăm noi. E Gabriel Oprișanu, sigur, candidatul USR pentru primăria Botoșani? Eu, sincer, da. Nu-și face o campanie pentru... Sincer, este extrem de... Va fi extrem dificil să intri într-o competiție electorală cu domnul Cătălin Flutur. Candidatul va fi stabilit atât prin sondaj cât și prin decizii politice, pentru că se va lua în calcul și mobilizarea partidelor la vot, adică nu este obligatoriu cel mai bine plasat în sondaj să fie într-adevăr și candidatul unui social-liberale, ceea ce este un lucru de înțeles, pentru că nu poți să produci o frustrare unui partener de alianță nedându-i nicio șansă, niciun candidat. Altfel nu mai poți mobiliza propriul electorat pentru a se prezenta la vot. Deci este posibil ca decizia să fie o decizie politică. Cu siguranță eu sunt pregătit de luptă și dacă va fi să reprezint Uniunea Social-Liberală, cu siguranță o voi face cu îndârjire, așa să zicem. S-a stabilit, e în mod obligatoriu ca pentru cele două funcții, președinte de Consiliul Județean și primărie, să fie un candidat PNL și unul PSD? Tocmai vă explicasem că este foarte posibil ca aceste funcții să fie împărțite, tocmai din motivul pe care l-am prezentat, acela de a nu demobiliza electoratul unuia dintre partidele prezente la alianță.
și este un lucru normal acest fapt. Deci, cred că este soluție bună. Dacă un partid va avea candidat la Consiliul Județean, celălalt partid să aibă candidat la primăria municipiului Botoșani. Tocmai pentru a nu demobiliza electoratul. În condițiile în care veți candida și veți pierde alegerile, mai intrați în bătălie politică? Vom analiza foarte bine ceea ce se va întâmpla. Cu siguranță nu intrăm în luptă ca să pierdem. Acum depinde de cum reușim să convingem locuitorii municipiului Botoșani. Dar cred că dumnealor au putut constata în ultimii ani ceea ce a însemnat administrația PDL, administrația Flutur, o administrație care, repet încă o dată, se bazează sau, mă rog, are principal, e un centru acțiunii doar propriu buzunar. Nu este cetățeanul cum ar fi normal. În urmă cu 3 ani a fost foarte aproape de a... Da, nu. De tot se spune că atunci am pierdut. Nu, să gândim că încă de la lansarea candidaturii eu am și spus că șansa mea este mică, având în vedere că particip la un colegiu destul de mic, colegiu de pe Botoșani. Dar candidatura mea a însemnat un post de senator pentru partidul care îl reprezentam atunci. Deci putem spune că și așa a fost la limită. Dacă nu ar fi fost candidatura mea, cred că astăzi nu s-ar fi putut discuta de un post de senator câștigat atunci. Câștigat un post pentru partidul tot care ați plecat din partid? Nu, am fost exclus, eu nu am plecat niciunde. Deci domnul Țurcan a considerat că nu sunt bun de echipa dumnealui, de fapt și eu am considerat același lucru, că nu, domnul Țurcanu nu mă reprezintă pe mine, nu eram decis să nu mai fac politică sub nicio formă, dar domnul Dolinescu a fost cel care m-a convins să mă alătur dumnealui. Și eu m-am alăturat echipei domnului Dolinescu. Care e relația cu domnul Țurcanu? În ultima vreme s-au normalizat relațiile și avem o relație... Așa, de respect reciproc, dumnealui ca deputat, eu ca director de spital. Da. Dar cu ceilalți din PNL ați mai avut discuții, că vă bazați pe o susținere a lor, în afara protocolului Uniunii? Cu siguranță susținerea va fi reciprocă din partea ambelor partide, indiferent de candidatul care va fi. Și ceea ce mai speculează presa privind anumite neînțelegeri, în momentul când se va apropia momentul electoral, să zicem așa, aceste lucruri vor fi lăsate la o parte, pentru că important este de a scăpa municipiul și județul și țara implicit de această asuprire pe care face administrația PDL. Credeți în USR că mulți vorbesc că nu o să dureze foarte mult această... Să știți că, da, orgoliile, repet încă o dată, sunt orgolii în cadrul aceluiași partid. Vă dați seama, atunci când unești două forțe mari, orgoliile iarăși sunt importante. Peste tot sunt orgolii și în PDL sunt orgolii și în PSD ca partid, repet încă o dată, sunt orgolii, în PNL la fel. În cadrul alianței, cu siguranță, sunt orgolii. Toată lumea dorește să reprezinte alianța pe o funcție cât mai înaltă și mai bine poziționată, dar, repet, după definitivarea candidaturilor, aceste lucruri cred că vor înceta. Și să nu uităm că social-liberalismul este o politică care există în Europa, este importantă, este reprezentată în Suedia și știm că este cu mare succes. Politica social-liberală înseamnă, eu știu cum să vă explic, o clasă din mijloc numeroasă la un nivel destul de înalt. Deci, practic, protecția socială să se facă prin creșterea bunăstării unei mase cât mai mari de populație și nu îmbogățirea unui număr mic de persoane și sărăcirea celorlalte. Deci, noi urmărim ca cât mai bună, să aducem bunăstarea unui număr cât mai mare de persoane. Deci, creșterea nivelului maxim, nivelul de persoane care să aibă bunăstare. Asta urmărește Alianța Social-Liberală.